Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de persoane s-au aliniat la coada la Casa Cărții. Evenimentul s-a desfășurat concomitent și la Câmpul Lung și Curtea de Argeș, la sediile agențiilor locale. Atât șomerii, cât și angajatorii pot beneficia de stimulente financiare pentru încadrarea în muncă a celor care nu au un job. Acest lucru se datorează noilor prevederi legislative care prezintă un grad sporit de atractivitate pentru angajarea unor astfel de persoane. În Pitești au fost prezente 52 de firme, în Câmpul Lung 19, iar în Curtea de Argeș 20. În Pitești, din 500 de participanți, au fost selectați pentru angajare 122. La nivelul celor 3 orașe, dintr-un număr total de 770 de participanți, au fost selectate 191 de persoane pentru a fi angajate.